Știai că... Multe povești de dragoste au fost ruinate din cauza unor lucruri absolut mărunte? Evident, mărunte la început. Ca să funcționeze, relația are nevoie de anumite elemente esențiale. Nimic incomplet nu poate funcționa perfect. Haideți să vedem care este impactul lucrurilor mărunte asupra relației de cuplu. La mintea cocoșului, cu Florina Mariei. Salutare și bine te-am regăsit! Nu este niciun secret că foarte multe familii, dacă nu chiar toate, au probleme. Și de asemenea nu este niciun secret că unii reușesc să le rezolve, alții nu reușesc deloc. Unii aleg metode foarte potrivite, alții aleg niște metode total nepotrivite, nu sunt secrete. Vreau astăzi să-ți spun despre o greșeală comună pe care foarte mulți dintre noi o facem, crezând că alegem o variantă bună, de fapt, când colo noi alegem una care, zic eu, este foarte nocivă, mai ales pe termen lung. Și vreau să-ți vorbesc astăzi despre compromis versus negociere, în relația de cuplu, bineînțeles. Din punctul meu de vedere, am auzit foarte des vorbindu-se despre compromis ca fiind o variantă foarte bună, o variantă pe care o poți aplica atunci când ai probleme. Din punctul meu de vedere, spuneam, mi se pare că nu este tocmai în regulă și vreau să-ți demonstrez în câteva minute pe care le-am la dispoziție de ce nu este în regulă să faci compromisuri în relația de cuplu. Ei bine, intru direct în subiect. Ce este compromisul? Dacă ne uităm puțin în text, observăm că compromisul înseamnă să cedezi și tu și celălalt ca să fie bine. Până aici, pare că totul este în regulă. Dacă citim un pic mai jos, mai departe, observăm că cuvântul acesta, noțiunea aceasta de compromis, are și o nuanță negativă. Și anume, probabil știi, cu siguranță, nu probabil, ai auzit despre expresia aceasta, om compromis. Ce înseamnă om compromis? Ei bine, este un om cu reputația pătată, un om cu reputația discreditată, prejudiciată. De ce? Simplu, pentru că a încălcat niște principii. Așadar, dacă ne uităm la acest cuvânt compromis, are în el o încărcătură negativă, și anume, faci compromis, renunți la ceva în favoarea altcuiva. La ce renunți? Da, ți-ai dat seama deja, renunți la principii, renunți la valori. Practic, motivația pe care o au în spate oamenii care folosesc compromisul este aceasta. Renunț la ceva ce îmi este mie drag ca să fie bine relației. Problema este că renunți la un principiu, renunți la o valoare. Și evident, nu este un lucru sănătos nici pentru mine, nici pentru partener, nici pentru noi ca și cuplu, familie, societate, să renunțăm la principii, la valorile noastre. Spuneam că motivul pentru care facem aceste compromisuri cu principiile este acesta. Vrem să fie bine în casă. Băi, știu, tac din gură, vorbesc mai puțin, nu-mi cer drepturile, nu mă exprim, pentru că vreau să fie liniște, vreau să fie pace. Știi ce am constatat eu? Cred că și tu. Rezultatul de cele mai multe ori, eu aș spune de fiecare dată, dar poate vine cineva și îmi zice, uite, la mine este altfel. Mă rog, este excepția care confirmă regula. Din punctul meu de vedere, de cele mai multe ori când renunți la principiile tale în favoarea cuiva, mai devreme sau mai târziu, lucrurile scapă de sub control. În primul rând, eu voi fi foarte, foarte frustrat pe termen lung, pentru că s-a renunțat la niște principii care mie mi-erau dragi, niște principii în care eu credeam. Nu mai zic despre faptul că, la un moment dat, partenerul vede că eu renunț la niște principii, ceea ce nu este un mesaj pozitiv pentru el. Iar pentru cuplu, nu este un lucru bun deloc pe termen lung, atunci când renunți la principii. Hai să-ți dau un exemplu ca să înțelegi foarte bine ceea ce vreau să spun. Să presupunem că un principiu de al tău este libertatea sau o valoare. Da? Este libertatea și încrederea. E foarte important pentru tine să te simți liber în cuplu și este foarte important ca partenerul să aibă încredere în tine. După cum știi, sunt foarte multe familii în care cel puțin unul din parteneri sapă, caută, este suspicios. Cu alte cuvinte, are un obicei prost.
îl controlează pe celălalt. Da? Ceea ce, evident, atentează la aceste două valori, libertatea și încrederea. Ei bine, dacă ești o astfel de persoană care este controlată de către partener, bineînțeles că nu o să te simți bine. Te simți sufocat, te simți agasat, simți cumva că este polițaiul pe urmele tale sau, nu știu, mama pe urmele tale, tatăl pe urmele tale, te controlează. Și știi foarte bine care sunt modalitățile de a te controla. Îți caută în telefon, prin Facebook, Instagram, mesaje, e-mail-uri și așa mai departe. Dar știi că sunt și alte metode de a te controla. Da? Nu știu, sună în niște momente să vadă pe unde ești, trimite pe cineva să te verifice și multe, multe alte metode pe care probabil le știi, din păcate. Ei bine, cum te simți în momentul în care ești controlat de către partener? În niciun caz nu ești în regulă, în niciun caz nu ai sentimente pozitive, totul este dat peste cap, te simți frustrat, te simți urmărit, suspectat. Însă, pentru că tu vrei să fie liniște în casă, ce o să faci? Taci din gură. Nu-i spui nimic partenerului, îl lași să se comporte în continuare așa. Care este consecința în timp? Partenerul poate nici nu știe că tu ești deranjat și va continua cu acest comportament, te va urmări în continuare, te va controla, iar tu, cu timpul, te vei simți tot mai rău. Ori vei face lucrurile pe ascuns, ca să nu te mai prindă, da? Dar la nivel de emoții, ai toată gama de emoții negative, începând de la frustrare, nemulțumire, neîmplinire, nu te simți în siguranță în familia aceasta. Și pe termen lung, nu există decât o singură consecință logică. Ori relația se răcește, tu rămâi în relație, dar se răcește, ori dacă nu se rupe și ai plecat din relație. Asta pentru că tu n-ai spus nimic și ai făcut compromis cu cele două valori pe care le ai, libertatea și încrederea. De aceea vreau să spun că varianta asta nu funcționează, nu este una în regulă, nu aduce bine cuplului și nu încurajezi niciodată compromisul, adică renunțarea la principii. În schimb, ceea ce vreau să-ți propun eu astăzi este negocierea. Din punctul meu de vedere, negocierea este varianta cea bună, cea corectă, cea care poate să aducă beneficii relației de cuplu. Ce înseamnă negocierea? Ei bine, înseamnă a trata cu cineva, a face o convenție cu scopul de a ne fi bine amândurora. Știi veșnica vorbă care se spune în orice relație, în orice relație de afaceri, relații sociale, nu contează, este principiul acesta win-win. Câștig eu, câștigi și tu. Da, asta cred că este negocierea. Facem o înțelegere în care mai renunți și eu, mai renunți și tu, astfel încât să câștigăm amândoi și acum este foarte important. Nu negociem principiile, sub nicio formă. Negociem comportamentele. Da, negociem comportamentele. Și ca să mă înțelegi repede, aș vrea să revin la exemplu pe care l-am dat mai devreme și vreau să-ți spun cum văd eu situația. Sau cum ar putea să fie varianta bună, pozitivă a acestei neînțelegeri. Ei bine, partenerul, așa cum am spus, te controlează mereu, n-are încredere deloc în tine, practic nu-ți oferă spațiu, nu-ți oferă libertate, dar nici încredere. E clar că ție îți sunt încălcate aceste două valori, libertatea și încrederea. E clar că nu te simți bine deloc în această relație, nici cu tine față de tine, dar nici în relație cu partenerul. Și atunci ce îți propun eu este du-te și discută cu partenerul tău și spune-i ceva în acest gen. Auzi, știi, observ că mă controlezi în felul XYZ. Când faci acest lucru, simt că îmi sunt încălcate aceste două valori, încrederea și libertatea. Iar pentru mine, dacă nu ți-am spus, vreau să știi că sunt foarte, foarte importante aceste două valori și mi-aș dori să nu mi le mai încalci. Uite ce îți propun eu. Nu pot să negociez aceste două principii, nu pot să renunț la ele, dar aș vrea să negociez poate la comportamente sau aș vrea să negociem comportamentele mele în primul rând. Da? Uite, poate este ceva în comportamentul meu de care eu nu-mi dau seama și ție îți face rău. Poți să-mi spui. Eu sunt dispus să îmi revizuiez comportamentul. Sunt dispus să schimb felul de adresare față de persoana de sex opus. Sunt dispus să mai renunț la unele lucruri care ție ți se par în neregulă.
pentru că vreau să fie bine. Repet, nu pot să fac negociere când vine vorba de principii, ci doar atunci când vine vorba de comportamente. De asemenea, poți să spui partenerului tău așa: uite, eu renunț la unele comportamente care te deranjează pe tine, dar mi-aș dori ca și tu să renunți la aceste comportamente care îmi fac mie rău. Cu alte cuvinte, aș vrea să mă controlez mai rar, din ce în ce mai rar. Din ce în ce mai rar, astfel încât în foarte scurt timp aș vrea să ajungi să nu mă mai controlez deloc. Pentru că simt, nu mă simt liber și simt că n-ai încredere în mine. Iar fără libertate și încredere, relația noastră nu poate să meargă înainte. Așadar, din punctul meu de vedere, compromisul este varianta cea negativă, adică renunț la unele principii ca să fie bine în familie, dar pe termen lung se demonstrează că a renunța la principii este varianta necâștigătoare, nu face bine nimănui. Varianta pe care ți-o propun este să negociezi comportamentele. Să stai față în față cu partenerul tău și să-i spui: uite, mai renunț și eu la unele comportamente care te deranjează, renunț și tu la unele comportamente care mă deranjează și puțin câte puțin, în câtva timp, stabiliți voi care este acel timp, ajungeți la acele comportamente care să susțină principiile, care să vă permită să vă simțiți liberi în manifestarea valorilor voastre în familie. Acestea sunt câteva lucruri pe care am vrut să ți le spun astăzi. Sper din toată inima să ai parte de libertate, să ai parte de încrederea partenerului tău. Încearcă ce ți-am spus astăzi, stai la discuții cu al tău partener și așa, parcă aș vrea să-ți spun într-o paranteză, dar cu majuscule. Nu renunța niciodată la valori, nu renunța la principii, pentru că pe termen lung sunt în defavoarea ta. Îți doresc mult succes și ne vedem data viitoare. Pe curând! Știai că multe povești de dragoste au fost ruinate din cauza unor lucruri absolut mărunte? Evident, mărunte la început. Ca să funcționeze, relația are nevoie de anumite elemente esențiale. Nimic incomplet nu poate funcționa perfect. Haideți să vedem care este impactul lucrurilor mărunte asupra relației de cuplu. La mintea cocoșului, cu Florina Mariei.